Bună ziua, dragi prieteni! Acum 2 ani am venit, acum 3 ani, ca pare, am venit pentru 3 ore la un congres al noi generații. Stăteam pe să vă pe scaun și nici mă gândeam la ceea ce se vorbește. Gândurile mi erau departe și la un moment dat auzul meu a început să fugă după niște cuvinte care izvorau de la un tânăr care vorbea la tribună. Și vreun a început să ascult. Pe unul, pe al doilea, pe al treilea și am înțeles. Că vreau și eu să știu, vreau și eu să fac, vreau și eu să fiu membru a noii generații. Alături de acești tineri bravi, am realizat că un om poate face multe, un singur om. Poate schimba ideologia oamenilor, poate face ca lumea să se răscoale și poate să pună credință în inimile oamenilor. Alături de tinerii noi generații, eu am învățat foarte multe. Vreau să spun un mare mulțumesc prietenilor noștri din Olanda, care în acest weekend ne-au citit niște lecții foarte interesante și nu ne-au lăsat să ne plictisim. Și într-un final vreau să spun că fiecare zi trăită alături de tinerii noii generații este un stimul de credință în viitorul Republicii Moldova. Într-un viitor prosper și luminat. Într-un viitor în care fiecare om născut în Republica Moldova vă putea spune cu mândrie: eu sunt cetățean a Republicii Moldova. Thank you.